intrare pe muzica din filmul Pulp Fiction pentru elvețianul Bjorn Bregy. Un tip tare de tot, acest Bjorn Bregy. Câștigător al Kia în Scandinavia 2005 și al Grand Prix-ului de la Amsterdam în 2007. Ultima luptă în K1 a consumat la Vegas anul trecut și a adus lui Bregy o victorie răsunătoare împotriva lui Ray Sefo. Îl câștigi în fața unui luptător atât de bun, atât de celebru, atât de respectat precum Sefo, înseamnă că nu ești un luptător de duzină, ci unul de calitate. Chiar menționa această luptă la conferința de presă, Bjorn Bregy spunea că anul trecut punctul cel mai de jos al carierei mele a fost faptul că am pierdut la Amsterdam, dar faptul că apoi, după numai două luni, am reușit să-l înving pe Ray Sefo, m-a ridicat pe culmi înalte. Vreau ca în acest an să evoluez foarte bine și spunea el că a pierdut câteva kilograme și că simte că se mișcă mult mai repede. Iată-l și pe adversarul lui Bjorn Bregy, neozelandezul Paula Mataele. Am fi tentat să-i spunem Paula, îl strigă lumea, așa spune și el. L-am chestionat la București, vă aduceți aminte, sigur, Mataele a luptat anul trecut în gala K1 de la Sala Polivalentă din București. Și l-are alături de el pe antrenorul Andrei Manard, de care spuneam mai devreme, a fost antrenorul și lui Remy Boniaschi, dintre cei mai celebri antrenori de kickbox, de Muay Thai din lume. Este cel care l-a pregătit în ultimul timp pe Mataele și spunea și acesta că se simte în pregătirea lui diferența de pregătire față de Noua Zeelandă. Și care i-a stat în colț și lui Erhan Deniz la meciul cu Moroșanu. N-a avut succes Manar în această seară cu primul său elev, poate va avea cu cel de-al doilea meci foarte greu însă în fața lui Bjorn Bregy. Doi luptători foarte înalți, Bregy 2 metri și 2 centimetri, Mataele 1,98. O altă potrivire foarte bună a organizatorilor, acești doi luptători înalți, luptători ceva mai lenți, extrem de puternici, însă sunt meciuri care au fost înderecheate, se seme foarte bine cei care se bat să fie cât mai compatibil. 28 de meciuri, 16 victorii, 11 prin knockout pentru Bjorn Bregy. În partea cealaltă a ringului, Paula Mataele are 20 de meciuri, 16 victorii și numai 5 câștigate înainte de limită. O 115 kg pentru Mataele, 123 pentru Bregy, Bregy 2,02 m, Mataele 1,98 m. Și Mataele are ocazia de a răzbuna înfrângerea suferită de Sefo, care este antrenor și manager. Spunea înainte de meci că nu vrea să se gândească la acest aspect, dar că cu siguranță îl va lua în considerare. Pentru Bregy, evident, ar fi tacâmul complet după ce i-a bătut mentorul să-l bată și pe el, pe ucenic. Dacă nu i-a fost greu cu mentorul, probabil că nu o să-i fie greu, cu atât mai puțin va fi greu cu elevul.
cineva merge la K1 Amsterdam alături de Attila Karas, Errol Zimmermann, Freddy Camayo, Cătălin Moroșanu și Zabit Samedov, Bregy sau Mataele, care deja face cunoștință cu podeaua. A fost doar o lunecare. Lovește sus puternic cu piciorul. Bjorn Bregy are niște lovituri nimicitoare. Dă bine și din brațe, a pus și genunchiul. Un greu meci pentru Mataele, da. Paletă variată de lovituri, știe bine cu picioarele și le folosește bine, în ciuda înălțimii. Și nu cred că este un meci care va dura 3 reprize, așa cum este programat. Blocat foarte frumos lovitura de braț adversarului. Bregy e genul de luptător care poate fi susprins pe momente din astea de explozie. Da, este destul de lent, cum spuneam, dar în același timp se blochează foarte bine, are o defensivă excelentă și pune foarte greu piciorul acolo, piciorul... Când trimite loviturile jos, așa cum s-a întâmplat și adineori. Iată-l, Mataele, dacă ar fi reușit să mențină cadența, să-l țină în pumpe. Da, 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 face foarte bine acolo Mataele, chiar e în dificultate. Bjorn Bregy a dat drumul la brațe și este... Îi cere să vină la luptă. Bregy a lăsat brațele jos și s-a răzbunat cu o directă de stânga. E în genunchi însă Bregy. Oare din lovitură? A dat bine cu brațele Mataele, l-a pus în dificultate pe Bregy. Nimeni nu s-a așteptat ca Bregy să aibă momente dificile în acest meci. Da, cred că ai dreptate. Nu e un meci care se termină în 3 reprize. Ci mic e arbitrul pe lângă ei. Doi giganți în ring care dau drumul la brațe. Bregy a pus o stângă acolo și ar trebui, cred, numărat Mataele. Ce s-a întâmplat? Nu știm ce s-a întâmplat, Manar a intrat în ring, se pare că a sunat gongul și nu l-au auzit nici luptătorii, nici arbitrul de ring. O primă repriză echilibrată între Mataele și Bjorn Bregy. Au fost momente foarte bune de ambele părți. Am văzut acum croșeul de dreapta lui Bregy, care l-a trimis jos pe Mataele. Însă acestea au fost momentele de dominare al luptătorului din Noua Zeelandă. Da, era vizibil zdruncinat Mataele. Foarte bună intervenția și arbitrului. Cât de important este și activitatea acestuia din ring. A fost un moment în care Bregy putea să lovească atunci când adversarul său era cu spatele, însă arbitru a intervenit rapid. Low kick care îl pune în fond pe Mataele. Năpraznic, lovesc amândoi, extraordinar de puternice lovituri. Cred că e tactica cea mai bună pentru Bregy, să-l macine cu lovituri joase de picior. Au dat drumul la brațe cei doi și au scos arsenalul de lovituri. Lovitură la corp al lui Bregy.
frumos și acest meci. Au fost meciuri superbe în această seară la K1 Ungaria. Până aici este repriza lui Bregy. Să vedem dacă Mataele e în stare să-și revină. Nu prea cred, că iată ce lovituri în plin primește și cred că Mataele va fi numărat de data asta. E numărat și nu știu dacă se va mai ridica. A prins acolo o coardă a ringului și a reușit să se sprijine pe ea. Un punct. Nu cred că va mai reveni. Nu. No. Nu. No. E knockout. Evident. Câștigă Bjorn Bregy. E foarte greu să mai rămâi în picioare după ce primești 3-4 lovituri de ciocan de la un ciocan pneumatic. Luptător precum Bregy. N-ai cum să mai continui lupta. Așadar, Bregy este ultimul luptător din gala K1 de la Budapest, care obține dreptul de a lupta la Amsterdam. Ceilalți luptători sunt Zabitza Medov, Freddy Chemayo, Errol Zimmerman și Otilo Karac. Plus, evident, eroul din această seară, Cătălin Moroșanu, care după 4 reprize l-a învins la puncte pe turcul Erhan Deniz. Am înțeles că Moroșanu a declarat imediat după gală că o să stea beat 3 zile și 3 nopți și o să meargă la mormântul lui Ștefan cel Mare, care l-a inspirat în această luptă cu otomanul Erhan Deniz. Mai mulectat a spus că K1 nu este deloc mai pe jos decât local combat și nivelul este asemănător, o victorie impresionantă pentru românul Cătălin Moroșanu. Ernesto Host l-a premiat pe Bjorn Bregy. Meciuri frumoase seara asta în direct de la Budapesta. Tudor Mihăiță și Octavian Pescaru, vă mulțumesc pentru atenție. Toate bune!